Dragi ascultători, bine v-am găsit la emisiunea Educație pentru viață. Astăzi, în cadrul emisiunii noastre, vom afla istoria unei mame care îi inspiră. Este vorba despre Axenia Telechi. Doamna Axenia, bine ați venit la Radio Vocea Speranței. Bine v-am găsit, doamna Valentina. Doamna Axenia, dacă v-ați descrie în trei cuvinte, care ar fi aceste cuvinte? Empatică, Așa. tolerantă, energică. Empatică, tolerantă, și energic, energică. Spuneți-mi, vă rog, de unde luați energie? De la cei trei copii. De la Azi. cei trei copii, aveți trei copilaje. Da. Vreau, vreau să ne povestiți un pic despre copilașii dumneavoastră, să-i luați așa pe rând. Cu mare drag. Primul este băiat, în vârstă de 13 ani, se numește Bogdan Dumitru Telechi, așa. Așa. Este un copil mai deosebit, este clasa a șaptea. Deosebit prin ce este? Este diagnosticat cu reține dezvoltarea vorbirii uh -huh. și suntem în lungi căutări, dar sperăm că o să, o să o ducem la bun capăt. Adică chiar la vârsta aceasta, încă sunteți în căutări? Da, suntem în căutări, de la vârsta de 2 ani și 6 luni, suntem în plin căutări, avem succese mici, dar cu pași siguri, dar avem nevoie încă de, încă de căutări. Așa e. Da. Cel de-al doilea copil se numește Maria Elena, Teleche la fel, este vârsta 11 ani, este clasa 5-a, este o fată luminoasă, o fată care mă inspiră, o fată care mă ajută în tot ceea ce am nevoie și cea din urmă, Ana, Ioana, la fel telechi, vârsta de 2 ani și jumătate. O, oh, asta e micuță de tot. Da, merge la grădiniță de la 1 an și 10 luni. Eu spun că este fetița cu cea mai mare energie din familie, ea pe toți ne unește și mă bucur că sunt o mamă împlinită. Dar cum e să fii mamă a trei copii? Pentru început, așa, planificasem doi copii, dar cu timpul, am zis că am vorbit cu soțul, că zic că ar mai fi bine să mai fie un copil în familie. Și iată, venirea anii cumva ne-a unit și pe noi, ca soț și soție, în primul rând. În al doilea rând, cumva a făcut o legătură între Maria și Bogdan, între ei toți trei, noi toți cinci. Și cea din urmă mică a venit ca un soare în familie. Ca un soare, într-adevăr, că cei da. micuți luminează în familie. Da. Doamna Xenia, spuneați într-un alt interviu despre Bogdan, băiețelul dumneavoastră, că sunteți mândră de el. De ce anume sunteți mândră? Pentru că ați spus că este un copilaj cu anumite necesități speciale, da, dar dumneavoastră ca mama o ziceți că eu sunt mândră. În primul rând, vinirea lui pe lume ne-a dat multe semne de întrebare care la fel suntem în căutarea răspunsurilor lor, dar avem și răspunsuri la alte întrebări. În primul rând, el este, să zic, un soare bărbat, pentru că el, chiar dacă greu verbalizează cuvintele, abia acum, peste ani, am înțeles că el la noi este dat în familie pentru a împrăștea dragostea, a ne oferi fericirea, a ne uni, a a fi lângă noi atunci când plâng în colțul pernii sau sunt un pic așa supărat, el vine și îmi șterge lacrimile din colțul ochiului, vine și ne cuprinde. Mă rog, ca orice familie sunt și de sensiune, dar el vine și cumva ne unește, vine ne cuprinde, ceea ce noi de obicei nu avem timp de a da îmbrățișări, de a șterge lacrima din, ochiul, din, din colțul ochiului, da? Și mereu zâmbește. E un copil sensibil. Da, da, da. E un copil care oferă dragoste. Dar... Uh, uh... Știu că schimbarea începe de la noi, dar ar fi, ar fi oportun ca și societatea să-l primească așa cum este. Că deși este clasa 7, mai întâmpinăm uh, și bullying în școală, chiar și în. Este societate. o Într-o școală, într -o școală, într -o școală de masă, da, până în clasa 6 am mers cu un soțitor. Acum, datorită uh, echipii multidisciplinare din instituția Liceu Teoretic Alexandru Donici de Sat Peresecina avem parte de o echipă multidisciplinară și de o. De dirigintă extraordinară de niște profesori care, poate nu toți, dar majoritatea își depun sufletul în ceea ce fac cu Bogdan. În primul rând, în al doilea rând, ne învață de fapt cum ar trebui să lucrăm cu Bogdan, că deși, da, încercăm să fim specialiști pentru că suntem părinți, încercăm să căutăm, să învățăm, dar de fapt da, spune că șapte ani de acasă, dar și școala uh, ne ajută mult. Da, avem și multe greutăți, dar vreau să vă spun că avem niște, o logopie de psihologul, cadru dacă de sprijin, doamna directoare, uh, însă, și diriginta, încearcă să fie alături de noi. Uh, Adeseori dădea mâinile în jos Dar ei au fost cei care Prin intermediul lui Bogdan Cumva ne-a arătat că viața e mult mai frumoasă Și e mult mai colorată Știți, doamna Xenia, este foarte încurător Să aud chestia asta Că școala se implică atât de intens În viața copilului dumneavoastră chiar, chiar este deosebit acest lucru Pentru că de obicei știi ce facem Noi criticăm școala, că nu fac asta, nu fac asta Dar dumneavoastră sunteți printre puținii părinți Care uh, observă acest lucru da, după multe urcușuri, coborâșuri, să zic, nu am ajuns încă pe pedestal, dar. Evident, că avem loc. Dar avem, da, dar în orice caz, față de grădiniță, e loc mult mai bine la școală. Mm -hmm. Ar fi de dorit ca însuși toate ministerile, toate ministerele, structurile, structurile statale, da, să înceapă discuțiile despre incluziune, despre copiii deosebiți din treapta preșcolară. De ce? Pentru că acolo se formează copilul ca bază. Și, în primul rând, dar dacă de la grădiniță sunt piedici, am, am trecut prin multe, foarte multe greutăți, dar până la urmă am devenit prieteni cu doamnele educatoare, dar asta le-a trebuit foarte mult timp. Copilul deosebării, nu am avut tangențe foarte multe la oraș, dar copiii de la sate sunt etichetați. Dar consider că majoritatea copiilor cu cu nevoi speciale sunt etichetate. de către cine sunt? De, de societate. Către, de către alți copii din de clasă. De către alți copii din clasă, chiar și cei din jur. Ar fi, ar fi noi suntem deschiși părinții, noi suntem vocea copiilor noștri și suntem deschiși către lucrare. Ar fi necesar de a merge în teritoriu, Să fac mese rotunde, traininguri. uri sunt la o discuție de suflet. Pentru că, da, suntem în, în era digitalizării, însă, de fapt, în suflet nu este era digitalizării, este cumva un mare of. Adică, dar nu, nu, ne lăsăm. Da, se digitalizează, din păcate, în tocmai lucrurile bune. Da, da, din păcate. Dar vă zic, după multe greutăți, Bogdan acum stă trei ore singur la școală, soțul îl însoțește la orele 9, la 12, 12 jumate, dar asta ne-a trebuit 10 ani. Zece ani de muncă intensivă împreună la școală, deși eu uh, sunt mama trei copii, dar până în clasa șase am fost, până într-a la final, am fost cu el în banc. Da. Adică bănuiesc că este Vând foarte solicitant, ploi. solicitant acest lucru. Da. În primul rând, uh, mulți dintre pedagogi, uh, dintre profesori, dintre învățători, din, în genere cadre didactice, nu știu de fapt cum să ajung la inima lor, pentru că ei toți sunt aceiași copii, doar că necesită un pic uh, o altfel de abordare. Și cel mai mult uh, îmi place faptul că uh, Bogdan așa cum este, dar el oferă aceeași dragoste, aceeași empatie, toleranță. El nu știe ce înseamnă răutate uh, și mă bucur faptul că după an, mulți ani, de lucruri, de realizări frumoase și mai puțin frumoase, am înțeles valoarea copilului meu și cum i-am promis lui doamna Nata Boboc am zis că anul 2023, finalul am acceptat după 14 ani că copilul meu este deosebit dar este un copil împlinit pentru că este în familie, are și mamă și tată, are și bunei și bunici da. Ia te este un copil împlinit vorbiți despre acceptare bănuiesc eu că n-a fost ușor procesul ăsta mm. Absolut deloc, pentru că, cum spuneam mai, mai sus, sunt 10 ani de căutări, diversi medici, diversi specialiști. Din păcate, nu avem o echipă multidisciplinară și în punctul de vedere medical, social, care de fapt ar trebui să fie, pentru că ceea ce are Bogdan, eu nu sunt pentru a merge la psihiatru, este o problemă neurologică, de fapt, dar așa sunt formate protocolele astea medicinale că deseori părintele nu este ascultat. Pentru că cine cunoaște mai bine decât părintele copilul? sau persoana care este mai deosebită. Iată, dacă dumneavoastră spuneți despre societate, că nu este deschisă pentru cei diferiți un picuț, da? Ce-ați face dumneavoastră? Cum ați vedea dumneavoastră implicarea sau ce ar, ce -ar trebui să facem ca societatea să fie deschisă, și să fie mai primitoare? La fel, după multe căutări și multe analizări a situațiilor, de exemplu, acum, dacă aș fi cu mintea asta atunci, aș merge în grupe, Dumneavoastră, chiar ca părinte? Personal, Așa. da. Aș chema asistența psihopedagogică de la Orhei, de exemplu, de -a, da? Sau Crapă din Chișinău, la o masă rotundă să discutăm cu părinții, însuși, cu profesorii, cu copiii. Uh -huh. Mergem separat, apoi în comun. Și alți specialiști, din alți actanți care duc la. Uh, da, o educație de calitate, cum se vorbește la noi. La noi se vorbește frumos că avem o educație de calitate, dar de fapt este de calitate, dar cu multe. Cu multe... Da, cu multe. Neclarități, Hai să zicem. exact. Da. Neclarități. Iată, vorbeați cât de, cât de mult vă implicați în, în viața lui Bogdan, da? Și cât de mult a trebuit 10 ani, da, să vă implicați. Ceilalți copii, vă ajunge resurse și pentru ceilalți doi? iarăși la fel după mult timp am analizat că nu le ofer exact timpul necesar dar vă spun, Ana cum a apărut la noi în viață, cumva ne-a unit și mai tare acum încerc cumva, da, nu dispunem prea mult timp pentru că și serviciu pentru că trebuie să întreții familia, că sunt de fapt trei copii și nu trebuie să ne axăm doar pe Bogdan sau doar pe Maria sau doar pe Ana toți trei sunt tot una dar vreau să vă spun că din puținul timp care l am încerc să stau mai mult cu familia deși este foarte greu de realizat pentru că permanent timp fuge și-am realizat tot după mult timp dar mi-am pus accentul ca în 23 să fie acceptarea, dar în 24 să fiu mai mult lângă familie Așa, astăzi este planul pentru anul acesta. Planul ura Uragan. Planul Uragan, da. e foarte interesant, că eu am mai studiat un pic istoria dumneavoastră și cunosc că dumneavoastră și lucrați, activați, tot cu copii foarte dificili. Ce activitate aveți? Da, lucrez în centrul de plasament Lumina, din Chișinău, cu 13 copii, cu diverse dizabilități asociate, cuprinse între 8 și 18 ani. Am o satisfacție sufletească de obicei, la lucru, de deseori se spune că mă duc, uite, că trebuie să fac un ban, dar, de fapt, nu că să mă laud, dar cu mâna pe ei mă spun că mă duc din dragoste pentru ei și, datorită faptului că activez de patru ani și jumătate acolo, cumva Universul mi-a întors în zecit la Bogdan. Doamna Xenia, eu sunt tare curioasă pentru că multe mămici care cresc un copil, el ele zic eu nu mai vreau să lucrez cu copii, eu m-am săturat de ei miei, cam, cam vorbe de genul acesta și nu o spun cu rău, dar în sens că vor să iasă din spațiul ăsta în care să aibă grijă de alți copii. Dumneavoastră, având trei copii, vă mai dedicați și altor copii cu, care au necesități speciale. Cum, cum reușiți? De unde, va, de unde, va, ajung resursele astea interne? Să vă mai spun un mic secret. În a, ce secret aveți? Deci fac acum la moment a, al treilea master în logopedie, sunt în ultimul an uh, și cu mândrie spun că am 10 pe linie, wow. am bursa academică, dar partea cea mai interesantă este că am cei mai fani profesori, uh, ce mai deschiși, uh, pe această cale salut uh, Universitatea de Stat uh, Ion Creangă din Chișinău și sunt mândră că sunt, uh, sunt masteranda acestei universități, dar uh, vreau să mulțumesc uh, cordial și profesorii de la Universitatea de Stat din Teraspol, pentru că din anul 2004 până în 2010, respectiv cu o mică întrerupere, revenită înapoi în 2018-2020, mi-au fost la bază, au fost mentorii mei și acum ducem o relație, deși nu sunt deja profesorii mei, dar ne întâlnim și cu mândrie vorbesc despre acest lucru. Sper mult că și cu profesorii de la Universitatea Ion Creangă să ducem la fel, la fel aceeași uh, tangențe, da? Uh, spun că sunt într-o familie. Uh, mai sus m-ați întrebat de unde timp. Și resurse, că resurse și resurse și interne, da. Asta și altceva. Uh, cumva, având un copil mai deosebit, uh, încerci de să ori dintr-o grădină cumva largă, ceva unde să te regăsești. Uitați-vă, pentru mine, uh, am mers la universitate, activitatea mea de bază ca logoped, cumva m-am pus cu picioarele pe pământ. M-am regăsit după mulți ani, de fapt sunt profesoară de fizică și matematică. Chiar așa sunteți? Da, am finisat în 2008, sunt licențiată în geometrie analitică, masterandă în geometrie analitică. În 2020 am finisat psihopedagogia învățământul preuniversitar și acum master în logopedie. Plus la toate mai am și catedră militară nu știu când le-am făcut, la fel cu 10 pilini, cu diplomă de onoare. Iată și noi nu știm și așteptăm un secret. și <laughs> nu știu de unde găsesc resurse, dar totuși familia este celul la societății. Mi-a fost greu, tuturor din familie ne-a fost foarte greu să acceptăm că de fapt Bogdan este așa cum este, dar venirea celorlalți copii cumva ne-a umplut sufletele și inima de Multă dragoste. Adică din câte înțeleg activitățile Pe care le aveți, vă, vă umplu Nu vă scoate din, nu, uh, din nu. energie Da, chiar din contră mă umple De energie pozitivă Și probabil chiar și la universitate Mergând și discutând anumite aspecte Care vă interesează Asta tot vă dă, vă dă răspunsuri la multe întrebări Da, în plus, în plus valoare ne dă universitatea Pentru că oricum ne formează pe noi Ca personalități um, Adesea, oricum ați spus dumneavoastră, oricum ne spunem păs păsurile noastre și da, sfaturi se spune că nu se dă, dar profesorii cumva încearcă să fie alături de noi, de întreaga comunitate a părinților, cât și a studenților și ne bucur, mă bucur foarte mult că prin venirea lui Bogdan la noi în familie, cumva am alte, alte priorități, alte să zic, deschideri către alte noi orizonturi. Nu am stat acolo undeva în colț și adică m-am ofelit ca o floare. Dar, din contra, Bogdan este rădăcina unei flori care familia, turnându-me apă la rădăcină, vom crește împreună. Da, e domna, foarte greu. Acține da? ceea ce spuneți dumneavoastră, că nu ați stat să vă ofiliți, dar, din contra, oferiți și altor persoane. Pentru că, din câte am auzit eu, sunteți o mamă resursă pentru, pentru alte mămici. Cum faceți acest lucru? Cum inspirați pe alții? Care sunt metodele? Vă telefonează ele sau aduna, aveți niște adunări în care vă adunați la o ceașcă de ceai cu alți părinți? În ultimul timp, de exemplu, ne întâlnim la diverse traininguri, mese rotunde și îmi uh -huh. facem schimb de, schimb de numere sau pe rețele de socializare. Și uh, multe dintre mămici sunt cumva introverte, dar eu de felul meu sunt extrovertă, da? Și nu am ce ține în mine. Uh, și sunt deschisă. Dacă pot cumva să direcționez, că sfaturi v-am spus, nu trebuie să dăm, pentru că orice copil din e experiență diferit. experiență puteți povesti. Exact, exact. Și cumva din experiența mea poate să ia foarte multe lucruri pozitive, fiecare deja cu... Dar vreau să spun că niciodată nu am rămas așa, indiferentă de problema cuiva. Dacă mi-a stat în putere, am direcționat unii la medici, la psihologi, la logopiezi, la diversi specialiști. Dar dacă, dacă în caz că nu puteam, spuneam, cumva o să revin. Și dacă adeseori era în momentul când chiar uitam, pentru că rutina zilnică e încărcată. Și cumva ele reveneau. Și mă bucur foarte mult că am ajutat și ajut atât cât pot, cât îmi stăm. Dar cât e important este că mămica care are, hai să zicem, un copilaj cu nevoi speciale sau orice mamă, de fapt, că noi toate avem anumite aspecte, când ne gândim, băi, dar eu fac corect, dar eu ca mamă sunt suficient de bună, că sunt niște întrebări care ne apar, vrem, nu vrem, să avem cineva care ne ascultă și ne poate susține. Da, aveți perfectă dreptate. Adeseori, cum am spus, să am mintea asta acum cu ani urmă, Cumva am fost o persoană mai închisă, acum sunt o persoană așa mai deschisă, mai către cu deschisă, dar vreau să spun că sunt mândră, că am ajuns la Ministerul Social, da, la domnul ministru Alexei Buzu, cu un grup de mămici. Am pornit o. Suntem o grupă de mămici cu inițiativă. Suntem pașnice, suntem deschise. Și vreau să spun că în urma vizitei la domnul ministru, domnul Alexei Buzu, Măcar un procent din ceea ce am pus pe foaie s-a rezolvat. După ani și ani de, de, de ieșiri, de... am fost un pic ascultați. Deși, la capitolul ăsta, ține de copii cu nevoi speciale este foarte mult Adică, lucru. cât de important este să bați, să bați, să și bați, corect mult, stai, să fii și să fi să corect. Știi corect, da, okay. și să Pentru că dacă în Chișinău cumva se mai fac terapii, știind că sunt foarte costisitoare, peste 10.000 de lei, de fapt, pensia pe care o primește pe grad de e 4.061. La sate nu avem parte de terapiile necesare, nu avem parte de specialiștii necesari. Da, școala, sunt mândră că frecventăm liceul teoretic Alexandru Donici din Perezecina, dar consider, consider că sper mult cineva să mă audă, este necesar de a merge totuși în, în teritoriu în, în țărișoara noastră, pentru că sunt copii care nu sunt, nu merg la școli. Suntem în anul 2024, copiii nu merg la școli. Vă referiți la copiii care au Cu medium? nevoi speciale, da, 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 și sper mult pe această cale să fie auzită. Pentru că, da, părintele este o sursă, dar uh, mamele, în cel mai mult caz, sunt sleite de puteri. Uhum. Și da, am mers cu un sfat la fel, v-am spus, nu să dă sfaturi. Nu să dă sfaturi pentru că poți să-l dai pozitiv, dar noi, mamele, dar oricare mamă, cum ați spus dumneavoastră, avem oricare da, problemă cu copii sau nu avem probleme, înțelegem lucrurile diferit. Am încercat cumva să ajung la inimile lor, să meargă copiii, da, băiat, fetiță, să meargă la școală, dar ea a zis că nu mai are putere de a merge și e mult mai ușor să stea acasă. Dar are și nevoie de copilul acela să vadă o rază de soare, să vadă ce este iarnă, ce este primăvară și tot toate anotimpurile. Da, măcar rejou. câteva ore să meargă. Da, dacă. Și uh, o lipsă specialistului numărul unu, dar uh, instrumentele de lucru necesare pentru copii. Uh, Bogdan și Maria merg la bazin aici în oraș, facem naveta sâmbătă duminică uh, Progresia avem majore pentru că Bogdan... Uh, deficitul de atenție este mult mai, mai retras, pentru că deja contactul vizual este mult mai accentuat, da? atenția este mult mai dezvoltată. Avem rezultate de una vazină, dar sâmbătă duminica, dar mai fi în curs săptămânii, pentru că noi suntem deschiși, doar că nu avem unde. Și adeseori centre de tineret sau chiar casele de cultură, am fost chiar și în teritoriu, nu ne primesc. Spun că noi nu știm să lucrăm cu acești copii mm. și cumva nu vă nici măcar nu îndrăzniți să spună, nu vă supărați, dar nu că să ne supărăm, dar știți cum, direct am fost tăiat, așa zice, de un noi nu știm să lucrăm cu acești. Copii. Adică nu sunt specialiști, este criză de specialiști. Da. Ce aici faceți dumneavoastră? Da. De fapt, dumneavoastră vă formați ca specialist având un copil și cunoștindu-i nevoile. Da, da. da. Și poate pe calea asta da îndemnăm și pe alții, alți părinți sau nu știu, pe alte persoane care își doresc să se formeze, da, să meargă să fac studii pentru că este o nevoie. Da, în țara este noastră. o nevoie pentru că dacă luăm statisticile pe an ce trece, la fel toate, toți copiii care se nasc în ultimul timp, majoritatea, se nasc cu, cu, diverse dezabilități. Doamna Xenia, sunteți o luptătoare, iată, din cei ce îmi povestiți, pentru că, într-adevăr, doar o mamă luptătoare poate ajunge la nivelul acesta. Și din câte înțeleg, aveți, ați avut și aveți foarte multe dificultăți, pentru că calea asta nu este una ușoară. Ce ați recomanda părinților care se întâlnesc cu probleme similare cu ale dumneavoastră? Să nu lasă mâinile în jos, când este cel mai ușor de a lăsa mâinile în jos? Și când ați avut, dumneavoastră, poate tendința asta de a lăsa mâinile în jos? În când proces? nu a fost înțeleasă? Când ați fost înțeleasă? Te-a ajutat, iarăși, la fel, cu vorbă bună. Uh -huh. Să-și accepti copiii din start? Să-i iubească din start, că e uh -huh. greu. Uh -huh. Mii mi o trebuit 10 Ști, ani. Știți ce spuneți dumneavoastră. Da da, da? da, da. Dar ce înseamnă pentru dumneavoastră acceptarea aceasta? Să acceptați diagnosticul? Da. Să uh -huh. accept diagnosticul, deși v-am spus că nu este clar ce ce are, de fapt. Uh, însuși și el ca copil. Uh -huh. Să-i ascult nevoile. Copilului. Să-i Copilului. înțeleg nevoile. Pentru că am zis și eu, o să crească și o să fie bine. O crescut, e bine, este sănătos din punct de vedere fizic și intelectual, pentru că avem progresi foarte mari, pentru că vă spun că avem parte de o echipă bună. Comunicarea în familie. Comunicarea și în S familia lărgită, probabil. Da, și în familia extinsă. Da. Cât și în familia pe intern, da. cât și cea extinsă. Să nu-l ținem acasă, să ieșim în comunitate, da, e greu. Da, recunosc și în ziua de astăzi este greu, dar trebuie să meargă undeva. Nu putem să ținem acasă. Da, este greu. Dar și să creăm un cer de prieteni, măcar cât de puțin, dar adevărați, deși e foarte greu. Da, doamna Xinea, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste recomandări valoroase și eu vă aștept și cu alte ocazii ca să ne mai povestiți din experiența dumneavoastră și să încurajăm și alți părinți care au nevoie. Eu, doamna Valentina, pe această cale țin să vă mulțumesc din suflet pentru invitația de suflet și am avut marea plăcere să mă deschid și până la noi are întâlniri. Așa și să fie multă sănătate dumneavoastră Sineți și copilașilor. Da, o zi bună tuturor. Dragi ascultători, vă mulțumesc că ne sunteți alături. Vă reamintesc că am discutat astăzi cu doamna Axenia Teleche, mămică a trei copii, unul dintre care cu nevoi speciale. Această experiență, cu siguranță, poate fi inspirațională și pentru dumneavoastră. Vă doresc să aveți familii frumoase și să creșteți copilași fericiți!